Ascultă poporul de legământe, dar o fermată de la Domnul. Am să te sfătuiesc și am să-ți vorbesc lucruri mari, zice Domnul și atunci. Că și iată, văd că un număr de pământeni care se cred mari și tari, de pe scaune înalte, iată, și-au făcut planuri grele, s-au sfătuit ei între ei, zice Domnul, și reghete mei de gaut și-au zis, hai să înspăimântăm populația pământului, hai să înspăimântăm pe toți cu ciuma și asta, hai să înspăimântăm pe toți cu vaccinul acesta. Planul lor acesta este să bage spaima și groaza în inima tuturor oamenilor. Apoi au zis ei între ei, la un timp, le vom pune la pământeni o condiție mare și clară și le vom spune, vă scăpăm de ciumă, vă scăpăm de moarte, dacă dați cinste unui om. Dacă dați cinste și slavă unui pământean stricat și nelegiuit. Așa vorbește Domnul. Și în felul acesta se înceapă lucrarea anticristului a omului fără de lege. Regat Nobiat Naides, așa vorbește Domnul, poporule, nu te scapă niciun om din necaz. Eu te scap, zice Domnul. Eu te scap, eu Domnul voi pune hotar, zice Domnul, la planurile lor. Le voi opri planurile și unul și celălalt, poporule. Iar pe tine te voi ținea sub mâna mea și te voi binecuvânta. Așa vorbește Domnul, poporule, iar cu un număr din aceștia pământeni, care s-au încumetat să creadă că ce vreau ei, aceia fac, cu unii dintre ei am să mă judec aspru, zice Domnul. Elecolii parmă nagau, pe doi dintre ei îi trec în țărână într-o vreme scurtă, care se gândesc că poate să conducă întregul pământ la ordinul lui să rămână totul ce spune. Dar eu, Domnul, voi dovedi că eu sunt Domnul și cuvântul meu rămâne în picioare și cuvântul omului, oricine ar fi el, cade la pământ că eu Domnul dărâm. Viu este Domnul. Doi dintre ei mă judec pe crânțărină și alții voi îngădui, zice Domnul, să rămână fără minte, fără înțelepciune și veți spune, mare Dumnezeul nostru, care ne-a vorbit, uite împlinirea și uite ce face Domnul pentru noi. Poporule, încă vreau să-ți las vreme de pace, amin, vreme de pocăință, vreme de îndurare, zice Domnul, dar prețuiește ce fac pentru tine. Amin.